Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce vrea persoana voastră iubită de la voi. Vom avea două variante. Varianta numărul 1 va fi acest ametist, iar varianta numărul 2 va fi acest lapis lazuli. Am să vă rog să alegeți o variantă, cea care vă atrage atenția prima, și dacă aveți două persoane diferite, atunci puteți pentru fiecare variantă să puneți câte o persoană. Eu voi începe cu varianta numărul 1. Să vedem cu ce tip de persoană avem de-a face. Întâi de toate. Aici avem de face cu o persoană care își dorește destul de mult să aibă o familie. Totuși, această persoană, oricât de mult ar ține la ideea de familie, nu cred că este neapărat într-un stadiu în care să reușească să pună totuși această idee, acest concept pe primul loc. Pentru această persoană este foarte importantă atenția pe care o primește de la persoana iubită. Și totuși, atenție, pentru că aici am senzația că această persoană, în acest moment, are tendința să se implice în mai multe situații diferite. Atenție foarte mare, pentru că aici această persoană poate să aibă o dependență de a avea mai multe relații în paralel, de a avea situații temporare, de a avea situații clandestine. Chiar dacă această persoană idealizează ideea de a avea o familie, de a avea o casă cu copii și o soție și viața de familie să fie practic ideală, încă o dată, nu cred că această persoană în acest moment s-ar putea dedica exclusiv numai unei relații. Ce pot spune în acest moment este doar că având monede și spade, nu avem niciun fel de cup, aș vrea să trag atenția că, în primul rând, această persoană nu prea reușește să se deschidă emoțional. Nu neapărat că nu și-ar dori acest lucru, doar că lucrurile trebuie să se producă într-un ritm un pic mai lent cu această persoană. De asemenea, acum această persoană este foarte axată pe a-și plănui ceea ce vrea să realizeze pe viitor și pe a se stabiliza financiar în această perioadă. De asemenea, această persoană ar putea deveni interesată în căutarea unui loc de muncă la distanță. Sau dacă în acest moment lucrează deja la distanță, deja se uită către alte oportunități, probabil chiar din alte țări, pentru această persoană. Dar, sincer aici, dacă există cineva care este în acest moment în relație cu această persoană, trebuie să știți că această persoană nu reușește să vă vadă pe voi ca și cum ați fi persoana lângă care neapărat își dorește o familie. Da, știe că își dorește o familie, dar nu neapărat se vede cu voi încă. Cum sunteți voi? Voi sunteți genul de persoană care, atunci când vă îndrăgostiți, puneți pe primul loc partenerul. Problema însă este mai degrabă faptul că această persoană nu vă vede cu aceiași ochi cu care vedeți și dumneavoastră această persoană. De asemenea, aici am tendința ca dumneavoastră să cred că dumneavoastră puteți avea tendința să urmăriți un pic cam mult ceea ce face această persoană prin rețelele de socializare sau pur și simplu prin aceste etalări, dar este o dorință foarte mare de a ști exact ce face această persoană, dacă este cu cineva, cu cine ar putea fi, de a vedea, de exemplu, cine îi dă like-uri la postări, cine îi dă inimioare la postări, lucruri de această natură. Și, sincer, cred că asta vă face mai mult rău decât bine. Aici, atenție, pentru că de partea voastră am foarte multă energie pasională, nici din partea voastră nu am cupe neapărat, dar aș putea să spun că voi aveți tendința să internalizați foarte mult gânduri care mai mult vă fac rău decât bine în legătură cu această persoană. Voi aveți tendința ca să credeți că această persoană este întotdeauna cu cineva, face întotdeauna câte ceva. Da, și pe bună dreptate, în sensul în care am zis că persoana asta nu este neapărat sfântă, dar problema nu este ceea ce face această persoană, ci problema voastră este de fapt
cât din zi alegeți să vă stresați și să vă îngrijorați în legătură cu această persoană, pentru că la cum par lucrurile aici, dumneavoastră vă simțiți mai degrabă lăsat un pic pe din afară, iar această persoană îmi pare să își trăiască din plin viața. Iar asta nu este neapărat modul ideal în care să vă trăiți dumneavoastră zilele, dar dacă asta doriți, puteți face în continuare asta. Fiecare decide cum alege să-și trăiască viața. Sincer, aici cred că voi încercați să manifestați această persoană, să faceți un fel de ritual sau un sfat de dragoste sau ceva de această natură, în care implică o flacără, mă rog, poate să fie o lumânare pur și simplu și mai indică un fel de cupă sau farfurie și oglinda, aș mai vedea asta pentru cineva foarte specific. Indiferent de ceea ce faceți cu acest sfat, ritual, cum vreți să-l numiți, trebuie să știți că nu ritualul în sine este problema dacă încercați să manifestați această persoană, ci modul în care alegeți să faceți acest lucru, modul în care voi gândiți despre această persoană, pentru că da, voi vă gândiți la această persoană, dar voi în permanență percepeți această persoană ca fiind foarte greu de obținut, ca având foarte slabe șanse în legătură cu această persoană și ca fiind prea puțin probabil să existe acea împăcare. Și în contextul în care voi, în mintea voastră, vă spuneți toată ziua, n-are cum să mai existe o împăcare, nu cred că mai vine înapoi și așa mai departe, nu are cum să existe acea împăcare. Pentru majoritatea dintre voi, sincer, aici nu consider neapărat că este vorba de o relație cu totul, mai degrabă că poate să fie o frecventare, dar și aceasta cam lasă de dorit. Sincer, nu simt atât de mult contact ca și cum lucrurile ar fi în continuu la voi, ca și cum lucrurile voi ați vorbi în fiecare zi sau ca și cum ar fi o relație cu totul. Pur și simplu se vede mai mult ca un fel de frecventare care a fost în trecut sau cel puțin încep să se rărească întâlnirile, dar nu aș vedea neapărat că voi sunteți împreună în acest moment, mai degrabă vă văd pe voi încercând să manifestați mai aproape această persoană, dar prin modul vostru de a vă gândi la situație, în loc să manifestați mai aproape, aveți tendința de a o îndepărta energetic. Atenție foarte mare pentru că voi sunteți foarte mult în energie masculină, voi vreți să conduceți, voi vreți să dirijați, voi vreți să decideți cum vreți să stea lucrurile, în timp ce și această persoană este în energie masculină. Nu pot fi două persoane în energie masculină împreună. Cineva trebuie să fie în energie feminină. Deci, pentru voi este mult mai important să învățați să acceptați situația și să deveniți pasivi la tot ceea ce se întâmplă, să învățați să vă preocupați de voi și să vă învățați să vă deconectați de indiferent ceea ce ar fi, ce ar face această persoană. Modalitatea de a manifesta această persoană prin ceea ce faceți voi, indiferent că e vorba de un sfat sau un ritual sau ceea ce vreți voi să faceți aici, ar fi. Dar problema este că aici gândurile de peste zi pur și simplu vă împiedică. De asta vă recomand să luați o pauză, să încercați să vă detașați de această persoană și să zicem după o lună, două, eventual să reveniți la ceea ce făceați voi deja, pentru că altfel, sincer, nu văd această persoană să se apropie de voi, pentru că voi, fără să vă dați seama, manifestați mai degrabă absența acestei persoane în viața voastră. Încă un lucru aș vrea să vă zic aici este faptul că această persoană nu este genul de persoană care să nu vrea să fie cu voi, deci nu este genul acela că nu aș vrea în mod neapărat, în mod clar să fiu cu această persoană, ci mai degrabă este faptul că această persoană vrea să fie mai liberă, mai aventurieră în acest moment și chiar dacă idealizează o familie, încă nu vă vede pe voi să fiți acel ideal pe care îl caută. Lucrurile astea vor trebui rezolvate în timp, desigur, să vedeți exact dacă energiile se vor schimba sau nu. Dar pentru un moment, cel mai bine este să luați pauză și să vă puneți pe voi pe primul loc. Voi aici sunteți mult mai încărcați sau încărcate pasional față de această persoană decât e această persoană față de voi în mod exclusiv. Și, sincer, nu cred că această persoană va reuși să facă schimbările de la viața actuală la ceea ce își dorește prea curând. Deci nu-mi pare ca și cum persoana aceasta își schimbă viața foarte curând, nu îmi pare ca și cum această persoană s-ar căsători foarte curând, deci nici voi nu are rost să vă panicați, să vă grăbiți cu această manifestare. E mai bine să vă luați timpul necesar pentru a reuși această manifestare dacă doriți să continuați cu ea. Bun.
Să revenim la tema acestei talări. Ce și-ar dori această persoană de la voi? Această persoană nu este ca și cum își dorește ca voi să faceți cine știe ce. Își dorește pur și simplu ca voi să intrați în acea energie feminină, să vă lăsați iubite, să vă lăsați apreciate și să vă lăsați admirate. Este foarte important să știți că această persoană apreciază foarte mult, în special zona pieptului pentru voi, dar de asemenea aș vrea să zic că aici este foarte important ca voi să pur și simplu să strâniți imaginația acestei persoane, dar fără, și mintea acestei persoane, dar fără neapărat în a face lucrurile foarte explicit. Este foarte important ca această persoană să facă primul pas, este foarte important ca această persoană să dețină controlul și este foarte important pentru această persoană să vă vâneze. În contextul în care voi veniți de-a gata că vreți această persoană și gata, efectiv, asta îndepărtează persoana de voi, dar în contextul în care lăsați persoana să se apropie în ritmul său de voi, această persoană se va apropia. Dar este foarte important pentru voi să reușiți să mențineți energia feminină. În momentul în care voi pierdeți contactul cu energia feminină, această persoană pur și simplu se îndepărtează de voi și nu dă de foarte multe ori nicio explicație. Atâta timp cât voi vă iubiți pe voi și vă simțiți bine în tot ceea ce faceți, fără să simțiți nevoia să trageți de situații sau să împingeți situații, să ghidați situații, nu, pur și simplu să fiți ok cu locul în care sunteți, fără a avea nevoie să conduceți respectivele situații, atunci această persoană va veni către voi în mod natural. Nici măcar nu va fi un fel de efort din partea acestei persoane, dar pur și simplu atâta timp cât voi nu intrați în energie feminină și pur și simplu vă împotriviți, efectiv și această persoană se împotrivește să vină către voi. Totul ține de cum alegeți voi să priviți această situație. Sincer, această persoană îmi pare să-și amintească cu drag de voi. Ar fi un potențial care poate fi explorat cu această persoană în continuare, dar trebuie să vă schimbați voi perspectiva în legătură cu această persoană și cu această situație. Pentru că această persoană tot ceea ce își dorește este să reușească să vadă în voi acea esență feminină pe care voi tot încercați să o ascundeți. Cam atât am avut pentru varianta numărul 1 și vom trece la varianta numărul 2 cu lapis lazuli. Să vedem întâi cu cine avem de-a face. Ok, le vom lua pe acestea. Aici avem de-a face cu o persoană care este destul de specifică în legătură cu gusturile sale. Este genul de persoană care are preferințe un pic mai atipice, un pic mai periculoase. Este genul de persoană care îi place să joace periculos. Este o persoană care nu neapărat are un cel în a distruge relații sau căsnicii sau ceva de această natură, dar pur și simplu îi place aventura, îi place să se simtă cumva între ghilimele amenințat, îi place să se fie o persoană care să fie condusă. Nu este genul de persoană care neapărat vrea să conducă situațiile, este pur și simplu genul de persoană care vrea să exploreze viața în tot felul de moduri și acestea să fie cât mai diverse. De asemenea, aici această persoană este foarte romantică, chiar dacă de foarte multe ori nu pare acest lucru și nu prea se vede acest lucru, dar totodată vrea să găsească acea persoană care să poată experimenta orice își dorește, orice îi stârnește curiozitatea și orice îi se pare interesant. Vrea să întâlnească o persoană care să fie lipsită de prejudecăți și vrea să aibă o persoană cu care poate să le exploreze pe toate. Sincer, în toate cărțile astea mie îmi indică existența unei relații. Momentan nu știu exact care e situația, dacă este cu voi sau dacă este cu altcineva, dar în acest moment pare să fie destul de mulțumită în legătură cu asta. De asemenea, această persoană este mai preocupată de această sferă de BDSM și să vedem energia voastră.
Sincer, aici îmi pare că voi ați cam fi împreună, în mare parte. Dacă nu sunteți împreună aici, o să existe o împăcare, dar într-un mod un pic mai atipic, pentru că toată această relație îmi zice ceva de genul, este diferită de ceea ce ar putea fi considerat normal. Ce aș putea să mai spun aici este pur și simplu faptul că voi reușiți să conduceți această relație foarte bine, mai ales pentru că de partea voastră aveți împăratul. Totodată, voi reușiți să mențineți un schimb de putere la nivel optim întotdeauna, deci văd un echilibru în relația voastră, văd că există foarte mult dorință împărtășită și există foarte multă dorință de a petrece cât mai mult timp unul în preajma celuilalt. De asemenea, există o dorință de răsfăț de ambele părți, atât de partea persoanei voastre față de voi, cât și de partea voastră față de această persoană. Sentimente există fără, dar și poate, de ambele părți. Doar că această persoană pur și simplu nu neapărat o spune faptul că are sentimente în moduri tradiționale și asta de foarte multe ori s-ar putea să vă frustreze, dar în afară de asta văd chimie între voi, văd interacțiuni destul de interesante între voi, văd că există înțelegere și compatibilitate, doar că aveți un pic o idee de lucru în legătură cu limbajul iubirii pe care îl are fiecare și în care se exprimă cel mai bine, pentru că aici pot să existe câteva diferențe care creează mici tensiuni, nu foarte mari, dar una peste alta cred că aici este o relație cu potențial de termen foarte lung de ambele părți. Bun. Să vedem ce vrea această persoană de la voi. Această persoană de foarte multe ori poate dori pur și simplu ca voi să fiți un pic mai calde și să fiți persoanele care sunt un pic mai drăgăstoase în această relație. Sincer, nu cred că este ceva mai mult de atât ce își dorește această persoană de la voi, pentru că în afară de asta, persoana se simte foarte mulțumită, vă vede totodată și ca pe o persoană cu care poate să aibă o discuție foarte serioasă, dar și cu care se poate simți bine. De asemenea, această persoană pur și simplu vrea să se simtă din când în când mai iubită de voi. De asemenea, aici cred că această persoană își dorește ca voi să vă jucați cu părul, sau și aici cred că această persoană pur și simplu este destul de fascinată de voi, atât din punct de vedere pasional, cât și din punct de vedere romantic. Nu cred că, încă o dată, nu cred că aici sunt probleme foarte mari, lucrurile îmi par destul de stabile între voi, nu-mi pare această persoană să dispară nicăieri, nu-mi pare această persoană să, nu știu, să vrea să încheie relația cu voi sau situația cu voi, indiferent de ce ar fi aici, dar ce se poate întâmpla este ca din când în când această persoană să se retragă pentru termen de 2-3 zile, maxim o săptămână, și după să revină către voi. Dar astea nu sunt neapărat separări în toate regula și nu aș putea să zic că această persoană se îndreaptă neapărat către o altă relație în mod special, ci pur și simplu e ca și o revenire la realitate din partea acestei persoane, pentru că, nu știu, pur și simplu ar fi ca și cum cu voi reușește să se închidă într-o lume în care să nu-i mai pese de absolut nimic și din când în când trebuie să revină la realitate și atunci este conștient că trebuie să se îndepărteze un pic de voi. Dar, în afară de asta, nu aș vedea această persoană să plece în alte direcții, să sară garduri și lucruri de această natură. Este o persoană destul de liniștită, doar că voi uneori vă gândiți și vă faceți griji și gânduri în legătură cu ce ar putea face această persoană, dar, sincer, această persoană e cu voi sau se confruntă cu realitatea? Nici cum astea două nu sunt împreună în același timp. Este ori voi, ori realitatea. Și atunci această persoană trebuie să facă alegere. Dacă această persoană, de exemplu, ar fi căsătorită, sau unul dintre voi ar fi căsătoriți, de exemplu, voi nu simt același nivel de implicare și același nivel de mulțumire, același nivel de, nu știu, deschidere față de partenerul oficial, de exemplu. Aici
sincer, această persoană este dedicată numai unei situații, și anume această situație în care sunteți voi aici. În afară de asta, nu văd această persoană să fie implicată în nimic altceva. Și dacă ar fi, să zicem, căsătorită, ar fi căsătorită numai pe hârtie și nu s-ar întâmpla nimic între ceilalți parteneri. Este o singură relație care este importantă pentru această persoană și este aceasta. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare. Și să ne revedem cât mai curând. La revedere!